24 de ore afară în frig. Hai să ne bulgărim! Păi, dar ce viteză friz! Opa! Doamne ferește, tati caz! Tati caz și așa am visat urât azi noapte. Bună dimineața! Bună dimineața, mami, colorată! Dimineața! Astăzi, gata, suntem free și ieșim cu fetele în parc. Am terminat perioada de izolare și astăzi am pregătit fetelor o surpriză, eu sper plăcută. Ce energie are! Riana deja s-a echipat. Vrem să mergem în căsuță să aducem trotinetele electrice. Le-am întrebat pe fete: vreți cu trotinete electrice sau cu biciclete? Și-au hotărât, cu ce vrei? Cu trotinete electrice. Așa. Tu n-ai trotinetă electrică, dar mergi pe trotinetă și atât. Corect. Dar pe o trotinetă de care pun. Dar o avem pe Teodora, care mănâncă pe canapea ascunsă. Ea fuge de mine pentru că are un absces și vreau să-i sparg și nu stă. Aici trebuie să ajungem la stomatolog. Dacă nu, peniuța de dinți. Da, păcoate, nu merge. Mâine vom merge să vedem ce spune doamna doctor. Tata! Hai la masă, tău. Tati! La masă. Tati! Mergi cu mine la căsuță? Hai. Tati! Ați reușit? Nu. În căsuță. Uite trotineta. Trotineta, da. Hai să luăm. Hai, Debri! Hai, du-te tu. Iar eu să scot trotinetele electrice. Să le căutăm. Căci e aici. Una am găsit-o. A doua trotineta lui Teo. Iar pentru noi cei mari, n-ai în botul. Și acum le încărcăm. De cât timp n-au mai fost încărcate, mami? De luni. Asta e full încărcată. Serios? Da. N-am ce să încarc. Înseamnă că a fost încărcată? Da, da. După ce am folosit-o. Hai să vedem n-ai în botul. Nu, normalele la frig se descarcă. Verde. Și asta e încărcat? Da. Nu cred. Dar stai că vedem altfel. Cel mai bine vedem așa. Patru. Wow! Uite, încărcat. Patru bulinuțe. Asta, Briane, nu se încarcă. E încărcat 100% mereu. Corect. Hai, Bri, poți să te dai deja. Tam, tam. Bravo! Tati, totuși e februarie și e în maletuț afară. Briana trece în casă. Hai, Bri. Poftă bună, fetelor. Mulțumim. Iar eu n-am nimic. Cereale! După ce termin să mănânc, îmi dau hotițele jos. Și așa părul stă foarte ciufulit. Numai bine. Eu îmi fac cafea. Bravo, mami. Iar Briana cu ouă. Și Teo. Eu nu. Ia să desfac eu. Tati, chiar le dai ouă înainte de masă? Da, ouă, ce nu. Eu vreau trei ciocolată. Hai să vedem surpriza. Da! Ia să vedem la Teo. Wow! E ca urmărator că Maraș a pierdut o piesă și a pierdut piesa asta. Stai să vedem la ce se pun. La pantofi. La tine. La chei și la ghiozdan. La chei și la ghiozdan. Bravo, Bri. Mara e gata. Și a început datul jos. Cum e, Mara? Da. Să știi că e mizerie, chiar că câte o seară mizerie. Ce să vedeți, cerul chiar cu solă. Ia priviți ce a făcut Briana aseară în cameră la Mara. Arată și ce lindesc. Oh my god. Și când aveți de gând să faceți ordine? La bagajele, la bagajele. Ne apucăm? Asta tot a fost în dulap. Și acum trebuie pus înapoi, nu? În sertar. Hai. Lasă, tati, că fac cu Bri și cu Teo. Ok. Între timp să vedem ce face mami. Bună, Teo, s-a schimbat și Teo. Pregătit, încălțată tot? Ia uitați, pa puțin și amână pui puiul meu. Mami, tu ești gata? Aproape, machiază-te. Bravo, fetelor. Păr creți la Mara. Tati, dacă eram așa, eram vai de capul meu. Eram urâtă. Oricum ești frumoasă. Le ajut pe fete să termine aici. Hai, te rog. Hai. Gata, Teo? Da, eu nu vreau să pun în geaca, pentru că vreau să iau cu trotineta electrică. Ia-i. Ce e ăla? Șosețică? Da, de Crăciun. Avem aici gadgeturile. Asta Teo? E a mea, asta roz. Lăsăm în jos. De fapt, ea era încărcată, nu?
Gata. Gata, am pornit, da. Și acum nu m-am mai dat de mult. Ia să vedem. Wow, bravo, Teo. De ce să-ți fie frică? Bravo, Teo. Hai că în parc o să ai loc. Hai cu ea în mașină. Poți să te dai și așa. Ăsta este avantajul la trotinete, te poți da oricum. Hai, Teo. Gata. La mașină. Eu vreau să mă dau mult cu trotinete. Bravo, Bri. Uite aici le punem. Și următoarele. Succes. Ninebot-ul punem aici. Hola. Acum urmează și cealaltă codiță. Ce creață ești! Eu mi-am pregătit setup-ul. Wow. Dronă, gimbal, cameră, tot felul de obiective, lămpi, tripod, tot setup-ul. Too much, tate, too much. Important e să le am la mine. Nu exact, stai. Uite setup-ul și ia întoarce-te către oglindă un pic. Să vadă toată lumea cu ce filmezi. Ah, da. Telefonul meu. Stai, acum stați un pic. Stai. Și... Țup! Bravo, Mara! Wow! Ce creață e! Să mergem! Mami, nu vrea! Mami! Asta nu am casă! Mami e obosită, tati! Eu nu știu când o să mă odihnesc! Mami, am stat atâtea zile în casă! Așa și? Eu nu mai rezist! Tu nu mai rezist în casă? Nu! Eu aș mai fi stat o lună! De ce nu fac ăștia carantina de o lună? Pentru mine era perfect! Da! Gata! Am reușit! Wow! Tati, ce fel arăți! Și plecăm doar pentru câteva ori. Da. Tati? Gata, încelturi copiii. Cărticica de lectură pentru Teo. Mara... Ups! M-a lovit ușa. E târziu deja, de aceea mă grăbesc. Și să înceapă! Marea ieșire! Se aude cam... Hai copii! N-am mai fost pornită de multe zile, tati, de când suntem noi în carantină. Așa este. De aceea suntem nerăbdători. Doar unii dintre noi. Prima oprire. Da, ne păcălește, sunt sigură. A doua oprire. La 5 minute. Da. Ronda lui tati să se dea jos. Gata. Cum ești? Ai văzut că e trei acolo. Ia, uite, ia, luați și arătați ca ei. Așa sunt ei. Uite. Nu ne-am apropiat prea mult pentru că stăpânul ne-a zis că unul din cai mușcă. Așa că mai bine doar îi privim. Ești bine, Bri? Continuăm? Hai. A treia oprire. Poftim, mami. Și nu mai avem pungi. Briana la cutie. Tam, tam. Briana a prins glas. Când i-am dat cutia, e cea mai veselă. Așa e, Bri? Da. Îți mai e rău? Da. A patra oprire. Cum ești, Bri? Rău, hai dă-te jos. O să mai ajungem noi la Slănic Moldova mâine. Căței, da. N-avem voie, proprietate privată. Hai, hai. Păi îmbrăcat o să o bagi în mașină. Căutăm iar un loc să oprim, iar e rău Brianei pentru a șaptea oară. A cincea oară. Bri, cum ești? Rău, hai, jos. E rău. Și a vomitat. Gata. A sub puțină țâță ca să aibă ce vomita. Asta înseamnă... Stat în casă. Mergem. Hai. Și în sfârșit am ajuns. Am trecut și pe lângă pârtia Nemira, dar era foarte aglomerat, așa că nu ne-am oprit. Am venit iarăși în parc. Acum nu mai rău. Mai muță. Poate o să încercăm să mergem pe zona izvoarelor. E frig. Hai, îmbrăcați-vă! Frig! Tati, te mănânc, mi-ai promis o zi caldă, însorită, frumoasă. Hai să ieșim din casă! Acasă era cald. Păi, vezi, trebuie să stăm acasă! Echipa, te-am ales Mara cu trei căciuli. Deci am părul, coronița, căciula, prima glugă și a doua glugă. Mami, tu ai? Eu n-am nimic, hai, jos! Hai, Vriuța! Eu. Să mă vedeți și pe mine, echipat! E frig, hai, e zăpadă aici. Opa! Hai, trotinete! Mă rog că mi-am luat geaca asta groasă. A mea nu e groasă. Trotineta mea prima. Trotineta mea. O trotinetă. A mea e...
Trotineta Brianei. Hai, tata, ajută-mă. Trotineta mare. Știu. Haide-te. Și priviți. Nu mai este data. În anii din urmă, întotdeauna în acest loc era scrisă data în care suntem. Dar se pare că acum nu este. Cum e, mami? Lipsește data și ora, dar știi de ce? Da. E zăpadă. Așa, Biuța. Tati, e frig. Este. Cum e, Mara? Tati, acum să ne spui dacă ai făcut alegerea potrivită sau nu. Unde-i parul? 24 de ore afară în frig. Departe de casă, nici măcar nu putem intra. Și priviți-o pe Teo. Teodora e șmecheră. Bă, nu șmecheră deloc. De ce? Îmi doare degetul. Aha. Și nu pot să merg mai repede. Cam mi-a dat mie? Nu. Haideți. Ce facem, Bri? Mergem la tavernă. Mâncăm. Și ne întoarcem acasă. Ce izvoare, tati, pe frigul ăsta. No. Să știi că nu-i chiar așa frig, da? Suntem noi. Învățați la căldurică. Uite, chiar tremură de adevăratele. Hai, de Bri. Are geacă groasă, uite, groasă și pufoasă. Dar mi-ai subțire de vai. Da, da, tu ai hanorac. Haideți, fetelor. Hai, mami, lasă trotineta. Mara, Teo, unde sunteți? Teo! Hai, venit jos. Ce faci, mami? Hai să ne pulgărim. Oh! Să înghețăm un pic. Ia, mami. No! Ta-da! Poc! Ce faci, Teo? Vreau să arunc în moră, dar a plecat. Hai, Mara, hai! Briana, cu gheață nu ai voie. Hai, Mara, mai repede, că te așteptăm de mult. Wow! Nimic! Hai, gata! E iarnă! Încă e iarnă! Și Briana! Hai, hai, Bri, hai, 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 hai! Și hopa! Te-o pregătită, poc! N-am mănuși! Ia uite, Bri! Mara, fii atentă! Poc! Ia priviți-o pe Bri, energie! Pește! Hai, Bri, hai! Te era frumos cu făcut! Eu cu zăpada! Hai, să faci cu ușor! Hai! Și-a reușit să face și un short cu bulgăreală. Priviți ce a ieșit! Snow! 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 Știți ce făcea Bri? Cât noi filmam, bine, o filmam și pe ea, dar am prins-o. Mânca zăpadă. Hai să o căutăm să nu fac asta și acum. Nu cred. Tam, tam, am prins-o. Și pe Teo. Și pe Mara. Uite, aici e frumos de făcut un short așa, un TikTok. Mergem. Am înghețat bine. Da. Mergem în parc, dar ăsta e parcul. Încercăm și locul de joacă. Mara? Bebeluș? Păi au luat leagănele. Oh, ce supărare. Distracție plăcută. Teo. Teo, mai muțica. E bine că nu e aglomerat. Da. Teo, tu ce cauți sus aici? Oare. Hopa! Da. Te opresc? Cine mă dă? Eu, nu vezi că te dau? Hai, Briuță, hai! Bravo, Teo! Că Briuță a ajuns în sioara ta! 24 de ore, afară în frig! Nu numai în
curte. Up, opa! Și Teuța. Și... opa! Am plecat aici! Vrii! Vreau și eu! Hai și tu, hai și tu, hai și tu, Teo! Bravo! Mai muțica de Teo! Ce faci, Teo? Hai, hai! Ce-ai găsit, Teo? Aici! Uite, aici amara a căzut! Da! Wow, bravo, Teo! Hai, Bri! Ai să piargă de găsit! Știi, uite, așa eu făceam! Așa, și așa, și acum mergi. Și acum te las în jos. Bravo, Teo! Forțoasă, Teo! Da, 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 pentru ce e asta? Asta nu știu pentru ce e. Cred că, cred că te așezi pe spate, te ții cu mâinile și faci, da. Și am făcut poză cu Evelin. Zi salut, Eve! Salut! Salut! Te bucuri să te întâlnești cu fetele aici la Zlănit? Da! Gata, Teo? Da. Hai, Mara, hai, măruța tu! Nu mai știu aici, cum, aici? Da, dar trebuie să-ți faci viteză, mami. Dar nu prea multă. Mami, prinde viteză! Nici pe asta nu mă pricep, tati! Hai, Teo! Iuhu! Și vine și Măruța. Tot vine Tatiana. Bravo, Măruța. Uau, dar ce viteză prins. Hopa! Aproape era să cad. La mașină. Da. Urcă aparatura. Și urcăm în mașină. E caldă. E caldă? Da. Te-am înghețat afară. Ia, uite, Mara, ce frumoasă ești așa, fără gluga aia. Da, e. Mi-am înghețat degetele. Și mie. Mie nu, că am mânus. Bravo, ție ți-a înghețat nasul ăsta roșu și frumos, ce obraji ăștia simpatici. Suntem noi prea friguroși sau e frig? Chiar e frig afară. Suntem prea friguroși, tati. Mie nu mi se pare că e așa frig. Sunt 6 grade afară, deci chiar e cald. Asta înseamnă că suntem mofturoși, nu friguroși. Nu, tati, friguroși. Am oprit, jos toată lumea. Tata, mi-ai luat mănușile. Nu mai luăm mănușile, hop, hop. Acum hop. Mie la mâini. Hai, Mara, hai. Eu am stat la căldură și acum... Teo, cum miroase? A popcorn. Nu, miroase a sulf. Izvoare minerale în partea asta și avem aici urși. Da, să ținem urșii în viață și pe noi în siguranță. În partea asta sunt izvoarele. Hai să vedem. Ia arată-mi, Bri, cum face unicornul. Wow. Hai să vină tati acum. Asta e al meu. Ce, uite, tare. E tare acum. Ați găsit ceva. Normal, eu vreau ăsta. Eu vreau ăsta. Eu vreau unicornul. Ia. Unicorn albastru? Da. Super. Uite, mai ești așa. Mara, ce ții? Cred că ăsta. Uite. Ăla vrei? Da. Ce e acolo? Și un spinner. Gata, uite. Ia, uite. E al meu. Ah, gata, l-ai desfăcut. Deschide și Briane. Mara, tu? La schimba, da. Multă gheață. Wow. Aici ce este? Ce vrei de acolo? De-asta te-am, ia! Dar cu arahide, ia cu altceva, cu arahide. Ia cu nucă, dacă găsești. Cu nucă aveți? Uite, cu nucă, asta e cu nucă. Sunt porumb, dulce? Ia. Sau nu? Cum e? Zice. Ce e, dă-mi o bobiță? Acum vă dau bobițe. E dulce. Hai, e mișto. Și aș vrea și eu. A vrut porumb și s-a pricopsit cu doi. Fetele mănâncă porumb. Am luat și langoș. Iar tati a lansat drona. Ai pierdut-o? Nu cred. Deci nu-mi zice că e în apă. Nu. Dar unde e? S-a lovit de crengile astea. Și ghici unde s-a oprit? Pe gheață. Aaaa! Doamne ferește, tati, cazi! Dar dacă o faci să zboare, nu poate să zboare de acolo? Nu. Nu cred. Hai că poți. Bravo, tati. Wow, ți-ai recuperat drona. Deci nu cred că ai putut să faci așa ceva. Da.
și eu am filmat. E bine. Da, uite, ne vedem acolo, tati. Yeah! O lansezi iar? Da. Nu înțeleg cum ai reușit. Am vrut să fac un cadru așa. Teo n-a văzut că e drona lângă ea. Tati, nu îndrepți camera spre mine? Uite. Salut! Și-a plecat. Ia uite ce îmi are o gaură. Uite ce îmi păr. Da, pui porumb în sacoșă, nu? Nu mai bine? Ia să-mi spui cum e. Super tare, asta e bună de miniatură. Gata cu drona? Ce e asta, mami? Langoș? Langoș. Porumbul tău e aici. Vreau porumbul. Așa că, atenție. Dacă nu știți să vă ducați, învățați. Cu drona. A pierdut drona, noroc a reușit să o recupereze. Și că nu a pățit ceva, că putea să o defecteze și pa. Da. Ia priviți-o pe Iuri. Porumb. Ce vă mai luați? Ne luăm clătite. Bri, tu vrei clătită, da sau nu? Da. Da, deci au 5 clătite. Deci am luat și clătitele. Wow! Aici e cald și bine. Opa! Sperăm să găsim locuri. Hai să mergem. Care hai să mergem? Că trebuie să-mi dea copii în spate. Hai. Top. Ce faci, Bi? Gata. Coborăm și luăm clătitele cu noi. E liber? Da. Hai să rezervăm, mai bine. Hai, intrăm să rezervăm. Acum să vedem ce-i pe aici. Te-o dăm mâna. Cred că vă aduceți aminte de locul acesta. Eu nu mai simt de căprioara. De poveste, așa să zicem. Avea coarne, cred că, nu? Avea o ureche și i-a căzut. Uite. Cerbul are coarne, uite la acolo. Tam-tam, nu cred că e ei. Mara vrea să facă fapte bune. Ba, da, nu o să fie. Uite, aici era. Mhm. Vreți să vedeți un ur? Uite! Un măr! Dacă ar mânca ur și mere... Mănâncă! Ce avem aici? Hai că aici Mara, ce este ăla? Porc mistreț. Ăsta e un alt porc mistreț. Ursul în butoi? Vedeți cărcățele. E un lup. Ce găsim noi pe aici? Băbuță cu bani în mână și mășnea cu bani în... Pahar. Hai la slime. Mara, tu ce-ți e? Poșetă? Eu vreau pusetă minion colorat. Bine. Vreau una. Asta o vreau eu. Ce sunt astea? Sau nu știu. Jocurile noastre. Din copilărie. Cred că au înghețat. Da, e înghețat. E înghețat. Nu cred. A înghețat eu. Și e curs. E înghețat și nu e neoliceput. Și e blană reală? Da. Cât costă? Hai să întrebăm cât costă. Da, e altă textură. Da, e mițos. Mhm. Frumos și mițos așa, da? Mm? Nu, ăsta. Ăsta. Uite că ăsta stă deasupra, ăsta îmbrădărirea. Dă-i seama. Uite cum am pus noi mâna, am mai pus și alții. 200 de lei este. Teo, tu. Ăsta. Ăsta așa. Ăsta sau ăsta natural? Sau ăsta așa. Ambele sunt naturale. Așa. Sau ridicol. Care vă place? Mie îmi place ăsta, că e. Ăsta pare mai ok. Asta. Asta. Până la urmă, cine a câștigat? Blana scurtă. Chiar la jindă. Mara, dar dacă am luat blana și acum nu mai avem bani de popit. Chiar așa. Tam, tam. Și mai ieftine, da. Nu, dar nu-mi place. No, nu se compară. Și Mara a renunțat la poșeta ei minion de acolo, pe care și-o dorea atât de mult, pentru că e scumpă, e 75 de lei. Am dat 190 pe blănița de oaie. Adică din două plasticuri din alea face o blăniță. Și Teo atunci i-a dat tubul ei, priviți, ce copil bun e Teo! Mulțumim, Teo! Și tu ești copil bun! Și ea! Și tu, da! Hai! La restaurant! Hai la restaurant, hai! Briana, orice machiaj vede, îl vrea! I-ai luat și Marei spinnerul? Da! Eu iau lui mami luxăcelul. Hai, bagă-l! Că nu pot să... Și vrei să te joci cu slime-ul la masă? Da! Hai! Clătitele! Clătitele, da! Acum! Oare ne primește un restaurant cu clătite? Da. Hai.
Aici e locul vostru? Aici, gata, noi ne-am găsit masa. Focul nu i-a prins. Da? Deja nu se vede acolo. A fost... Hai la masă. Aveți de treabă voi. Ce ai făcut? Uite, tati. Să avem un cer de hula hoop. Și ciorbița. Ia nu tati, dar ghiciți cine vrea să mănânce. Aveți unul frigă? Frige? Dar te o ce faci acolo? Mara. Și gata, mâncărica a ajuns? A ajuns. Și priviți, nici n-am prins. Asta este jumătate de morție. Hai, poftă mare! Am cerut căței de usturoi. Uitați ce mari sunt! Oho. Noi am mâncat, ne-am săturat, dar nici nu se cunoaște de unde am luat. Ia privit. E aproape plin. Așa că se vom lua la pachet. Sper să ne descurcăm. Nu mai pot. Teo, tu? Ia mai lungă foca cea goală. Triana n-a vrut, m-a pus să-i dai. N-am mâncat nimic, nimic, nimic. Hai, Mara! Teo, în mașină deja! Ne vedem acasă! Și am ajuns acasă. Tu, Gabriel, și în casă la căldurică. Hai, bine! Buf! Hai, cu blănița! Am constatat că miroase a oaie. Rău! Acolo nu miroasea, că era afară. Dar arată bine. Mm-hmm. Da, se potrivește perfect. Gândiți-vă, e galbenă și acolo părea foarte albă și e mai albă decât cealaltă. Perfect. Așa, da, cu atmosferă. Dar i-a prins și căldura? Da, pentru Teo. Și așa încheiem noi vlogul. Mulțumim că ne-ați vizionat. O să cădăm noi cu parfum și nu mai miroase oaie. O să se aerisească. Da. Și până data viitoare, v-am pupat. Pa, pa, pa.